Salut, sunt Paul de la tutorialevideo.info. Bine ați venit la un nou tutorial din seria dedicată PHP, acesta fiind tutorialul cu numărul 6. Până acum am vorbit despre chestii relativ simple și chestii care erau cunoscute probabil și din alte limbaje. Și ceea ce o să vă prezint în tutorialul de astăzi este cunoscut, însă trebuie să parcurgem pas cu pas fiecare dintre aceste noțiuni. Astăzi o să vă vorbesc puțin despre instrucțiunea if-else, care este o instrucțiune condițională folosită pentru diverse acțiuni bazate pe diverse condiții. Foarte des, în momentul în care scriem cod, vrem să realizăm anumite acțiuni în funcție de diferite decizii pe care le luăm. Bine, putem să folosim aceste instrucțiuni în codul nostru. Și avem două tipuri de instrucțiuni condiționale și avem următoarea sintaxă if. Și avem instrucțiune, atunci execută ceva. Este folosită pentru a executa codul din partea de execută, doar dacă condiția sau această instrucțiune este adevărată. Pe de altă parte avem și if-else, care are structura if, condiție, atunci execută instrucțiunea 1, else, execută instrucțiunea 2. Și ceea ce înseamnă acest lucru, dacă condiția cond este adevărată, atunci se execută instrucțiunea 1, în caz contrar se va executa instrucțiunea 2. Pe lângă if și if-else, avem și instrucțiunea switch, care este folosită pentru a alege o bucată de cod din mai multe pe care noi le vom afișa. Haideți să vorbim mai întâi despre if statement sau instrucțiunea if, care, așa cum am spus, este folosită doar în cazul în care se va executa codul dacă condiția specificată este adevărată. Și acum am spus, are sintaxa if, între paranteze avem if condiție și aici avem instrucțiunea care trebuie să fie executată. Haideți să și scriem un scurt script în legătură cu această noțiune. Să zicem că avem o variabilă d care este, haideți să zicem că avem o variabilă zi care va lua valoarea, să zicem, sâmbătă. Și să avem ceva de genul if condiția, haideți să punem variabila noastră if d este egal cu sâmbătă, ceea ce va fi adevărat, atunci va executa echo și mesajul să aveți un weekend plăcut. Și acum am spus, în momentul în care această condiție este adevărată, adică trebuie să fie identic egal, aici avem variabila zi, atunci ni se va afișa acest mesaj. Haideți să salvăm și să mergem în scriptul nostru. Din nou o greșeală la linia 14. Lipsește acest punct și virgulă. Este foarte întâlnită această eroare. Salvăm. Și vedeți, mi se afișează să aveți un weekend plăcut, pentru că, într-adevăr, exista această similitudine între cele două valori. Să vedem cum funcționează însă și if-else. Să zicem că această zi este luni. În cazul în care zi ar fi sâmbătă, ne-ar fi să acest mesaj else, și în cazul nostru va fi greșit, să aveți o săptămână plăcută, din nou punct și virgulă, else echo, și ne va afișa acest mesaj. Controlez pentru a salva, mergem
refresh și vedem, ne apare să aveți o săptămână plăcută, pentru că adusul valoarea variabilei noastre era luni. Dacă ziua era egal cu sâmbătă, atunci ne ura să avem un weekend plăcut, însă pentru că nu este adevărat, merge pe ramura else și ni se urează să avem o săptămână plăcută, adică va merge pe instrucțiunea corespunzătoare ramurei else. Dacă în cadrul lui if sau în cadrul lui else am avea mai multe instrucțiuni, acestea ar trebui să fie cuprinse, dacă avem mai multe linii de cod, acestea ar trebui să fie cuprinse între acolo, deci ar delimita practic corpul lui if sau corpul lui else. Bine, să zicem că dorim să testăm însă mai multe condiții și aici apare atunci instrucțiunea if, else, if, else, și care funcționează în felul următor. Deci avem această variabilă luni, dacă este egal cu sâmbătă, atunci ni se urează să avem un weekend plăcut. Else if, practic se va mai realiza încă o testare. Else if, adică să zicem zi egal cu marți, să aveți o săptămână plăcută. Else va merge pe ramura else și ni se va printa următorul mesaj, zicem să aveți un început plăcut de săptămână. Ce face în acest caz? Verifică dacă variabila luni este egal cu sâmbătă. Nu este egal, așadar că nu ne va afișa acest mesaj. Verifică dacă este egal cu marți. Nu ne va afișa nici acest mesaj și merge pe ramura else și ne va ura să avem un început plăcut de săptămână. Haideți să salvăm și să vedem, da, ne afișează acest mesaj, să aveți un început plăcut de săptămână. Putem să realizăm modificări aici și, de exemplu, să zicem că avem chiar luni, control S, din nou refresh și ne afișează mesajul corespunzător. După cum ați văzut, este foarte ușor așadar de lucrat cu această condiție, cu această instrucțiune condițională, if else sau if else if else. Acestea sunt noțiunile de bază în ceea ce privește utilizarea lor. Așa cum am spus, pot să conțină mult mai multe instrucțiuni care ar trebui să fie atunci cuprinse între acolade. De asemenea, în cazul în care avem testări multiple, vom folosi if, else, if sau putem folosi if-uri imbricate. Deocamdată cam atât am avut de spus, vă mulțumesc!